Bine ați venit la PokerStrategy.com, școala voastră profesionistă de poker. În acest video o să învățați cum să jucați înainte de flop. Până la sfârșitul acestui video o să știți ce este acela tabelul mâinilor de start și cum să-l utilizați. De asemenea, o să știți în ce condiții puteți juca profitabil o mână. Pentru a vă ajuta să luați cât mai ușor una dintre cele mai importante decizii în poker, referindu-ne aici la decizia de a juca sau nu o anumită mână de start, PokerStrategy.com vă pune la dispoziție tabelul mâinilor de start. Acest tabel vă arată ce condiții sunt necesare pentru ca o mână de început să poată fi jucată profitabil. Acest tabel conține experiența a numeroși jucători profesioniști de poker, combinată cu analiza a milioane de mâini pentru a vă oferi un avantaj asupra adversarilor voștri. Este recomandat să aveți tot timpul asupra voastră o copie a acestui tabel în timp ce jucați, pentru a vă ajuta să decideți cum este bine să jucați fiecare mână în parte înainte de flop. Acest tabel împarte mâinile de start în următoarele categorii: mâini foarte puternice, mâini puternice, mâini mediocre, mâini speculative și mâini mixte. O să aducem în discuție fiecare grup de mâini în parte pe parcursul acestui video. Deci, cum se folosește tabelul mâinilor de start? Primul pas este să identifici cărui grup aparține mâna ta. În exemplul nostru, tu ai un as și un decar de aceeași culoare, prescurtate ATS. Deci, ai o mână mediocră. Acum, că știi ce tip de mână ai, determină-ți poziția la masă. În exemplul nostru, toată lumea a renunțat cu excepția jucătorului din MP2, care a egalat. Acțiune ce poate fi denumită și limp. Asta înseamnă că ar trebui să te uiți după rândul un jucător egalează pariul Big Blind. Acum, caută răspunsul în tabel. Vei găsi răspunsul în grupul mâini mediocre, pe rândul un jucător egalează pariul Big Blind, pe coloana poziție târzie. Plusează. Și exact asta vei face. Vei plusa. Acum, știi ce este tabelul mâinilor de start și cum să-l folosești. Un instrument foarte ușor de utilizat, tabelul mâinilor de start. Pentru a economisi spațiu, în tabelul mâinilor de start au fost folosite prescurtări. Pentru a evita orice fel de confuzie, aceste prescurtări vor fi explicate pe scurt. Toate cărțile cu valoare mai mare de 9 sunt abreviate cu ajutorul unor litere. A înseamnă as, K înseamnă popă, J înseamnă valet, iar T înseamnă 10. Toate cărțile mai mici de 10 sunt pur și simplu scrise numeric. Când evaluezi puterea unei mâini, faptul că cele două cărți sunt de aceeași culoare joacă un rol important. Prescurtarea S înseamnă că ambele cărți au aceeași culoare. Drept urmare, AKS înseamnă as popă de aceeași culoare. Prescurtarea O înseamnă că cele două cărți au culori diferite. Drept urmare, AKO înseamnă as popă de culori diferite. Acum veți vedea câteva exemple ce vă vor arăta cum să utilizați tabelul mâinilor de start. În primul exemplu, vă veți afla în poziție de început cu o pereche de popi și sunteți primul care acționează. Ce ar trebui să faceți? Tabelul spune că ar trebui să plusați cu o mână monstru ca cea pe care o aveți. Plusați și veți continua să plusați de fiecare dată când vi se oferă ocazia. De vreme ce este foarte probabil să câștigați mâna asta, țelul vostru este să puneți cât mai mulți bani în pot. Haideți să aruncăm o privire la o altă situație. Vă aflați în Big Blind și sunteți ultimul jucător care trebuie să acționeze. Toți au renunțat cu excepția unuia singur care a plusat în poziție târzie. As 6 de aceeași culoare aparține grupului de mâini mixte. Voi sunteți în Big Blind. Un jucător a plusat înaintea voastră și niciunul nu a egalat. Răspunsul este: renunțați. De data aceasta, vă aflați în poziție de mijloc cu as damă de aceeași culoare. Un jucător plusează, iar un altul egalează. Aveți o mână puternică. Veți egala pluseara, de vreme ce există un alt jucător care a egalat deja înaintea voastră. Dacă nimeni nu ar fi egalat, voi ar fi trebuit să plusați. Apropo, dacă în exemplul acesta ar fi existat o egalare și o plusare, nu ar trebui să vă schimbați strategia. În acest exemplu, aveți azi 10 de culori diferite. Toți jucătorii înaintea voastră au renunțat. Conform tabelului, aceasta este o mână mediocră cu care ar trebui să plusați. Azi 10 de culori diferite nu este o mână atât de puternică, dar de vreme ce alți jucători au renunțat și voi vă aflați în poziție târzie, probabilitatea ca aceasta să fie cea mai bună mână este una foarte mare. În situația aceasta vă aflați în poziție târzie cu 8-6 de aceeași culoare. 4 jucători au egalat, însă niciunul nu a plusat. Ce ar trebui să faceți? Vă puteți uita după mâna aceasta în tabelul mâinilor de start, însă nu o veți găsi de vreme ce ea nu se află acolo.
Asta înseamnă că această mână este prea slabă pentru a fi jucată. La această mână, împreună cu celelalte mâini care nu se găsesc în tabel, ar trebui să renunțați. Acum, ultimul nostru exemplu. Aveți o mână puternică în poziție de mijloc. Un jucător a plusat, iar cel de lângă voi a replusat. În cazul acesta, nu aveți altă opțiune decât de a renunța. O pereche de valeți este o mână puternică, însă o plusare și o replusare indică faptul că unul dintre adversarii voștri probabil are o mână monstru, cum ar fi pereche de popi. Nu are nicio logică să investiți bani într-un pot pe care este cel mai probabil să-l pierdeți, așa că trebuie să renunțați la perechea de valeți. Ca și concluzie, în calitate de începător, este indicat să nu vă abateți de la tabelul mâinilor de start, pentru că acesta vă va ajuta să câștigați la mesele de la microlimits. Vă va fi de folos la toate limitele până la limit 25-50 de cenți. Succesul comunității Poker Strategy o dovedește. De îndată ce ați acumulat destulă experiență la mesele de poker, veți fi capabil să vă adaptați jocul pe baza acestui tabel. PokerStrategy.com vă dorește baftă la mese!